stresul. Mulți cred că dacă eu predau tehnice de reducere a stresului, eu cred că nu sunt stresată. Nu știu ce credeți, dar chiar acum am mult semn de stres, am niște frisoane, chiar că se vede. Simt că respir greu, că am ceva aici și sper să nu leșină. Da, că normal să fii stresat. Nu știu câte perechi de ochi sunt, nu am socotit. TEDx este un eveniment pe care ador, mi se pare extraordinar ce se face. Și eu aș vrea și eu să fiu la înălțime, dacă pot. Că am doar 1,68 m. Dar ce interesant este că nu conținutul discursului mă stresează cel mai mult, și poate o să rideți, dar este felul în care arat. Asta mi-a stresat ieri seara, am așteptat ultima sută să mă îmbrac, noaptea am spus nu așa, că mai bine să pui pantalonul, să nu fii trece, că dacă îți pierzi voce, ai ratat toate. Și era alte voce care spune, mai lasă balta, draga mea, ești femeie sau nu, trebuie să porți o rochie, nu? Ai văzut câte frumoase româncile sunt când ți-ai îngrijit? Hai și tu să le cinstești. Și alte voce spună, mai draga mea, nu pricep nimic la modă, nu știi nimic, nici tu știi care culoare acum la modă și oricum se schimbă tot timpul, cum să știi. Și genunchii, oare, deasupra, de sub, nu știți? Și asta mă stresează. Nu știu cum e la dumneavoastră cu stresul, poate că este ca și la mine, cu nopțile nedormiți, poate este momentul în care ieși cu copilul tău și spune, mama, dar tu nu ieși cu mine, nu mă asculți. Sau poate fi momentul în care tu strii emoție și la un moment dat explodezi. Sunt multe manifestații de stres. Și ce interesant este că, de fapt, nu e prima dată când pășesc pe scenă. Știți că ador să cânt, e o pasiune din copilărie. Și la un moment dat am spus, decât să schimb doar biserica și cu prieteni, hai să îndrăznesc să vin și eu pe scenă, să împărtășesc pasiunea asta cu alți. Și în acest moment, același problem de cum arat a fost pus. Și am repetat cu colegul meu muzician și la un moment dat, foarte deștept, am venit la el și am spus, știi ce? Cântatul este despre sunetul. Așa e. Și atunci, știi ce, totuși sunetul trebuie să lucrezi, să emiți sunetul, antrenamentul fizic, să respir. Nu am energie să bag și în sunet și cum arat. Că dacă încep să mă gândesc la ținuta, cum să mă machiez, asta este timp pierdut pentru defavoarea cântatului. Așa că îți propun să cânt, dar din spatele cortine. Și asta adevărat, să știți. Și colegul meu a fost foarte scump cu mine, s-a uitat așa la mine și a spus, știi ce? Oameni, când vin la spectacol, vor să ved ceva. Și ai de ales, sau vrei să cânti și îți asumă faptul de a fi văzută, cu tot ce înseamnă, sau nu cânti. Și atunci alegerea, atunci nu m-am gândit, a spus, trebuie, vreau să cânt. Și știți de ce am făcut asta? Căci, în ciuda stresului, când sunt în spatele, sunt copleșit de stres. Mă întreb, oare o să pot păși până aici, până bolina roșie asta? Dar, când apar muzica, ceva se schimbă cu totul. Simt că muzica asta mă involuește. Simt ritmul, ca și respirația. Simt picioarele cum sunt încărat pe pământ. Mă focalizez pe respirație să port emite nota just. Respir adânc.
și mă duc. Aș putea să plec, să vă las aici. Dar cred că trebuie să vă vorbesc mai departe de ce. Ce simt pe scenă? Ceva pe care poate îl simțiți și voi în alte context. Este o stare în care nu mai contează nimic. Nu mai contează gânduri, nu mai contează câți oameni sunt. Sunt doar eu cu mine și cu sunetele astea. Și după aceea, când mă simt mine, mă simt și cu publicul una. Și am descoperit că acest stare se cheamă mindfulness. De asta eram atras să cânt așa de mult și de asta mai sunt atras. Este starea asta de prezență în care nu mai sunt gânduri, nu mai există bine, rău, judecatul, asta e bine, asta nu e bine, ești doar tu cu tine însuți și apar și o doză de fericire. Și vorbind cu alți, mi-am dat seama că și alți au acest stare și le regăsesc mereu în pasiuni și de asta țin pasionat de ceva. De exemplu, oameni care alerg, știți, după 5 km sau 10, fiind focalizat pe respirație, sunt momente în care dispar gândurile astea și sunt doar aici, focalizat pe mișcare și sunt aici. Și asta le face să se mai duc, că am putea să credem că sunt masochist, dar nu. Și vestea bună este că acest stare de mindfulness se poate obține prin antrenament, nu numai în momentele astea de vârf de pasiune. Și asta e o vestea bună, adică când te duc la birou, poate nu e pasiunea ta, poți să dobindești acest stare de mindfulness. Și tocmai ce propun este acest MBSR, se cheamă Mindfulness Based Stress Reduction, este un antrenament de 8 săptămâni, fiindcă s-a demonstrat științific că creierul se poate modela, se cheamă neuroplasticitate, și prin antrenament, ca și la sport, poți să te antrenezi atenție și să devii mindful. O să vedeți, nu e foarte complicat, o să vă arăt câteva exerciții, sunteți liberi sau nu să le faceți, acasă, dacă nu vreți aici, oricum aici e întuneric, puteți să faceți. Primul exercițiu este pur și simplu să te conectezi la respirația ta. Dacă, de exemplu, pui mâna pe abdomen când ești stresat sau singur, asta te aduce aici acum. Simți semnele respirației fizice. Chiar acum eu simt că am un abdomen rotund. Și că cum să ridic? Ușor și reveni. Și de fiecare dată când apar un gând, îmi dau seama când gândesc, revin în respirația. Și dacă de 100 de ori plec cu un gând, un scenariu între cu imagini, sunet, tot ce vreți, sau cuvinte, de fiecare dată când îmi dau seama că sunt în gânduri, revin aici. Dacă de 1000 de ori, de 1000 de ori revin. Și de fiecare dată când revin, asta îmi antrenez atenția, care mă duce către aici acum. Și acest exercițiu puteți face câteva secunde, o minută, sau 10 de minute, chiar o jumătate de ore pe zi, căci asta vă va antrena pentru acest mindfulness. Și după poate 60 de ore, o să puteți permanentiza acest stare. Alt exercițiu se cheamă Meteo, așa l-au chemat colegii mei din Belgia. 3 minute, prima minute, te uiți care sunt senzațiile fizice, ai doua, care sunt emoțiile pe care le am, și a treia, ce gânduri îmi trec acum prin minte. Și dacă încep acum, senzațiile fizice. Poate simți scaun în spate, la nivel coapselor, spatele, poate e cald, poate e rece, poate simți vântul.
da? Eu îmi simt picioarele în pantofa asta, abia aș vrea să le scot. Emoție. Poate fi plictisală. O emoție. Poate să fie mirare, poate să fie bucurie, poate să fie furie. Ce mai spune asta? Pare ușor, dar nu ușor. Un gânduri. Și asta, ce gândește asta? Asta e un gând. Alt exercițiu, poate pur și simplu care ne ajută să ne conectăm la prezent, este sunetul. Eu acum acolo, de exemplu, o ventilație. Și asta, faptul că mă gândesc, oh, ce aud, oh, o ventilație, sunt aici. Nu sunt în alte parte, nici în trecut, nici în viitor, sunt aici. Și de ce vă povestesc asta? Fiindcă acest stare de mindfulness, dacă am fi mai fericit, mai conectat la noi, eu sunt convins că s-ar schimba foarte multe lucruri cu noi și poate și în relație cu ceilalți. Eu visez, am un vis care visez la orchestru vieții, la o simfonie vieții, în care fiecare din noi am fi atât de conectat la noi, încât am deveni unici și fericiți, autentici. Și în loc să vrem să fim toți vioara întâi din orchestra, că asta e cei mai, nu știu ce, ce mai are 90, 60, 90 și cântă ce mai, nu știu ce, poate că am acceptat, uite, eu sunt o contrabas, tot am o formă ca și vioare, dar când mai jos și poate mai plenar. Sau sunt o flaut și cânt mai sus. Și vedeți seama că dacă tot noi, flaut, contrabas, vrem să fim vioara întâi, sunt două probleme. Problema întâi este că e doar un vioara întâi și o să-l împiedicăm să scând partitură. Și noi, vrând să fim vioara asta, cum ne spune că toată lumea e bine să fie așa, noi nu ne mai jucăm partitura care este a noastră. Și eu sunt convins că dacă ne-am conectat la noi, am descoperit foarte mult alt instrument, unici. Că fiecare dintre noi suntem unici. Și fiind conectat la noi, fiecare, la acest dirijor, care ar fi acest conexion, am putea cânta în armonie. Și cred că asta, la asta se referă Celibidache, care e un maestro, care spunea, el iubea foarte mult să lucrez cu orchestre mici, că poate erau mai dispus să înveți și să fac lucruri noi. Și poate mai dispus să fii unici și să experimentezi. Și ce spunea Celibidache? Spunea, eu nu vreau să fie înregistrat concertele mele. Nu, nu. Muzica se trăiește aici și acum, împreună. Și asta e invitația mea pentru acum, este acum, e momentul. Vă mulțumesc!